Bună, Sorin! Bună, Andreea! Bună, Ana, bună, Andreea. Bună! Avem astăzi o nouă sesiune. Este a doua sesiune pentru tine, Sorin. Prima a fost deja publicată. Tu soliciți această sesiune pentru că ai observat în ultimul an câteva blocaje atunci când vrei să faci ceva pentru tine. De Corect. exemplu, ai o programare pe care trebuie să o anulezi pentru că intervine ceva, eventual la servici. Spui că resimți dureri la Da. nivelul articulațiilor genunchiului stâng, acolo unde ai avut și ligamentele tăiate, și de aproximativ o lună dureri la nivelul coloanei vertebrale în zona lombară. Și acum am să menționez două situații ieșite din comun, și anume, de curând, fiind în timpul unei sesiuni, am primit un apel pe Skype de la tine, iar Da. tu spui că nu ai sunat, nici nu puteai să blochezi apelul, nu puteai să închizi și nici telefonul nu mai apăsai pe orice Nu tastă. răspundea la nicio comandă, Bun. O altă situație ciudată s-a întâmplat ieri, când mi-ai trimis un e-mail. Ai specificat data sesiunii de astăzi, astăzi fiind în 18 da? decembrie, iar tu ai pus în titlu data de 19, deci cu o zi mai Corect. târziu. Și în același timp, e-mailul tău a intrat în inbox cu data de 18, o altă ciudățenie, la ora 21:39. Toate e-mail-urile care au venit după al tău au intrat pentru că încă nu s-a făcut ora 21:39 astăzi. Deci sunt niște fluctuații în ceea ce privește timpul. Asta percep. Sunt ca niște breșe și în timp, niște modelări, aș putea să Corect. spun. Și o să vedem dacă găsim asta în sesiune. Bine. Spune-mi dacă vrei să adaugi ceva, dacă nu începem sesiunea. Nu, e ok, putem începe. Bine, dezactivează microfonul. Acum, Andreea, am să număr descrescător de la 5 la 1. În timp ce tu te relaxezi. Acum am să număr de la 1 la 3. Și în timp ce număr, tu te conectezi telepatic cu Sorin, care este aici cu noi pe Skype.
2. Îl văd strigând la o femeie care e la câțiva metri față de el și tot spune: stai, stai, oprește-te. Dar femeia aceea e ca și cum este versiunea lui feminină. Așa o percepe el. Și tot spune: stai, oprește-te, și parcă are dureri în țepături, în creier, în cap. Pe măsură ce ea nu-l ascultă și se îndepărtează, doare și mai mult în țeapă și mai mult capul. Că își pierde și suflul, respiră din ce în ce mai greu el. Încă și cum vrea să se salveze, încearcă să se salveze pe el prin a o ține pe ea pe loc sau apropia de el. Și doar asta continuă să spună: stai, unde te duci? Nu mă auzi? Prește-te, te rog. Această scenă are un corespondent în plan fizic? Nu cred, nu pare. Sorin te percepe? Da. Dar e destul de greu de intrat, de să mă apropii de el. Are ceva în câmp foarte puternic. Ce percepe? Nu-mi permite să mă apropii. Că el știe cine sunt, mă recunoaște. Nu este intenția lui să nu mă lase să mă apropii. E ceva cumva străin de el. În câmp lui. Nu văd pe cineva sau ceva anume, doar simt o energie foarte puternică care e de jur împrejurul lui și ca un scut, ca un zid. Ok. Bun. Te poți conecta cu el telepatic? Da. Conectează-te. Nu știu unde sunt. Știi cine sunt? Da. Eu? Da. Nu știu unde sunt energetic, în ce spațiu. Ok. Știi de ce sunt aici? Da. Știu că eu am chemat. Zi-mi cum te simți. Blocat. De sus până jos. Și la 360 de grade. Blocat în ceva, într-o energie. De când ești astfel? Nu pot să îmi dau seama. Nu am noțiunea timpului aici. Nu ai noțiunea timpului. Adică o secundă, un minut, o oră sau o zi ar fi ține la fel de mult. Bun. În afară de acest blocaj, ce altceva simți, ce altceva percepi? Frig.
frică, ci doar frig. Mi este frig. Special în brațe, pe exterior și în lumbar. Și la nivelul ochilor, să partea asta așa și în cap ceva, dar nu știu cum să descriu, nu știu ce. Nu găsesc niciun cuvânt, că nu-mi dau seama ce este. Dar e ceva specific, dar nu știu ce. Bun. Avem acordul tău să lucrăm cu tine și pentru tine. Spune-mi ce percepi la nivelul corpului tău energetic. Ia-o de jos în sus. Ceva care se simte ca o gelatină la nivelul tălpilor, rece, nu înghețată, nu foarte, foarte rece, dar rece, destul de rece. Mi-ajunge cam până la gleznă, deci acoperă tot piciorul acolo. E ceva la genunchi, dar niște turi, întreruperi, le văd. Poi, ceva în zona genitală, ca un săculeț cu o energie comprimată, ceva ce nu este din ADN uman, vine mie să spun. Adică nu e ceva terestru uman, acea energie. Apoi mai sus un tub ce pare gol, nu circulă nimic prin el, e gol, pur și simplu. Traversează tot stomacul, se oprește, nu știu, aici în mijloc, între coaste, aproape de stern. Dar nu, la sens, nu circulă nimic prin el. Doar ca un tub și atât. Simt ceva aici, în spate. Care mă ține. Dar nu văd ce este. Și am o durere de cap. General, în tot cap. Ca o menghină. Iar aici simt lipsă de energie, de aer, de suflu. Mai că n-am suficient. Și la inimă, pe partea de emoții, ceva ca și cum s-a dat mai încet.
să nu simt. Prea puternic anumite șocuri emoționale. Ca un tampon, ca o ameliorare, ca ceva, o diminuare. Spune-mi cum percepi structura de la nivelul capului. De care structură vorbim? Spunem dacă percep ceva la nivelul capului. Nu știu, doar o bandă de energie de jur împrejur, așa. Nu ca și cum mi-ar acoperi ochii sau... E ceva și înăuntru și în afară. O bandă energetică. Ce tipuri de energie percepi acolo? Nu-mi dau seama. Bun. Acum spunem ce emoții de joasă frecvență percepi în corpul tău. Nu reușesc. Ok. Să numesc ceva, să identific. Bun. Revin la tine. Imediat, lasă-mă cu Andreea. Ok? Bine. Andreea, deconectează-te. Acum spunem ce ți-atrage atenția. Ai un nod în gât. Ok. Lipsa de aer o vezi corelată cu nodul din gât sau este? E... Da, și incapacitatea lui de a înțelege ce simte, ce gândește sau ce este, să explice, e dată de energia asta care e din piept în gât, aici se... Nu știu, mai e cu amețelă. Nu știu ce prinsesem, prinsesem mai de... Faptul că nu poate explica structura de la nivelul creierului este legată de aceste energii de la nivelul grupului, detașează-te. De asta de tăcere, cum îi zice? Pact. Pact, da. Jurământ de tăcere. Pact, legământ de tăcere. Da, a făcut un jurământ de tăcere, de a nu spune. Și acum o parte din el vrea să renunțe la acel jurământ care nu este în avantajul cuiva. Și acel cineva ține cu dinții de acea situație, acel jurământ și încearcă să... Folosești toată energia pe care o are ceva, cineva, ca să le împiedice pe el, să le îndepărteze, să nu își amintească, să nu aibă pe ce lucra concret, știi? Bun. Ce altceva percepi? Are legătură cu soția lui. Da, perceput de la început. Spune-mi structura de la... Este foarte multă încărcătură emoțională în relația lor. Veche, istorie.
Multe s-au adunat și el i-a trecut foarte multe lucruri cu vederea, mai multe experiențe, s-a lăsat pe el pe locul 2, a închis ochii, a închis gura, a închis inima, a închis multe. Pentru această relație, pentru acest suflet. Doar că vine un timp când nu se mai poate, când s-a umplut paharul pentru el. Și spune el, e momentul să mai vărs din el, să mai golesc. Pentru că s-a umplut cu lucruri de la ea. Deci a preluat foarte multe sarcini, secrete, energii de la ea, pe care nu le-a dus ea, nu și le-a asumat. Bun. Spune-mi ce altceva percep la nivelul corpului lui energetic, ce altceva ți atrage atenția. Le-a cam spus, nu? Altceva în plus nu vine. Ce tip de construct energetic percep la nivelul capului? E ceva ce se activează în momentul în care ea se simte în pericol, în relație sau dacă el face niște schimbări pentru el, în primul rând, așa cum este și normal și indicat, dar care ar afecta-o și pe ea indirect, atunci prin diferite, să zicem, jurăminte, legăminte, se reactivează acele energie din spatele acelor jurăminte și îl strâng așa, mental, emoțional, efectul pe care îl are asupra lui e că nu, e mereu ceva de genul, mai duc, mai suport, mai stau. Deci se tot amână pe sine. Bun. Acesta este și motivul pentru care, așa cum a observat și el, orice încearcă să facă pentru el, personal, este blocat. Da. Acum, spunem ce energie de joasă frecvență percep tu în corpul lui energetic. Nu le... Niciunul dintre voi nu le puteți da, percepe. Adică nu e o vinovăție clară, o frică, în mod clar, ceva evident. Sunt cu siguranță și multe, dar nu... O să vedem ulterior. Deși n-am cum să le zic așa de la mine, că dacă nu le... Nu e vin. Ok, Andreea. Da. Te înțeleg. Bun. Acum. Dar, deci e o frică nu pentru el, cât pentru ea mai degrabă. S-o invită pe soția lui în sesiune să amplificăm acest proces, aceste energii. Da, vine prezența aceea pe care el o percepea ca fiind varianta lui
feminină sau perechea sau suflet pereche sau nu știu cum. Completarea lui, da. Și este, da, soția, dar ea apare ca o victima victimelor. Deci toate lucrurile din lumea asta ei s-au întâmplat și el a fost martor. Parcă el a fost martor la toate atrocitățile posibile și imposibil de imaginat de noi, diferite vieți și nu știu ce e cu pactul ăsta de tăcere, de ce el nu trebuie să spună asta. Bun, imediat mergem acolo. Cum percepe el relația cu ea în acest context energetic și informațional? El ar trebui să o salveze, să o scoată. Ca să se salveze pe sine, trebuie să o salveze pe ea. Ăsta e programul. Nu invers. Adică, Adică, ca să o dacă salveze pe ea, ar trebui să se salveze întâi pe sine. nu e invers, nu. La Nu. el nu. La el e pe dos. Pe lângă faptul că avem programul salvatorului aici. Bun. Acum. Hai să vedem unde a început această situație. Da, ideea e că sunt implicați și copiii și a ei și al lor. Și mai sunt și alții care nu sunt în corp fizic. Și mai sunt suflete implicate. Percep un număr. Deci încă trei față de cei doi care sunt în viață. Cu trei Ok. suflete. Conectați unii cu alții. Cei trei sunt conectați între ei. Cu Legați. Nu, legați ei trei. cei trei sunt legați între ei, sunt conectați și cu Între ei. cei doi. Nu, e ceva separat, cumva. Dar conectați cu situația dintre el și soție. Continuă. Văd pe el deschizând o ușă. Și este o lumină foarte puternică, orbitoare, care își pune mâna așa că nu poate sta cu ochii deschiși. Un vânt puternic din față, odată ce a intrat în spațiul respectiv. Îl aud strigându-și tatăl, pentru că spune: tată, tată, unde ești? Tatălui mai în viață? Nu. Asta spune el: tată, tată, unde ești? Deci strigă tată. A ajuns, deci a mers cumva contra curentului vântului. Și la un moment dat, pipăind așa, dat de cineva. La fel, în continuare nu poate să-și țină ochii deschiși și încearcă să pună mâinile pe chipul acelui, pe fața acelui om, entități, să vadă dacă e tatălui, să le recunoaște, spune, nu e. Dezamăgit așa și îl tot caută, nu știu, în spațiul acesta. Soția și așa, toți au rămas dincolo de ușa asta, deci aici a intrat doar el. Și eu. Nu pe el.
s-a oprit sau nu mai caut. Dar e tras așa într-un vortex în jos. O ia invers. Vibrația în acel spațiu de lumină, la cât o percepi? 4-5 mii. Între Ok. 4 și 5 mii. Acum, prin acest vortex, jos, unde ajungem? Într-unul din infiniturile de iaduri, să spunem așa. Pentru că ai întâlniat, așa spun sursorii. Asta e percepția Lui. lui. De la vis în iad. Bun. Care e vibrația aici? În iadul ăsta. Unu. Orice ar fi însemnând asta. A unu mi-a venit. Continuăm. E întuneric aici. Și focul Dar iadului. el spune. Nu, nu în acesta. Bun, continuă. Dar aici poate să vadă el, Sorin, ca o pisică, știi, pentru întuneric. Că vede mai bine în acest întuneric. O să susțină ochii deschiși. Vede pe tatălui. Merge spre el, dar adună ceva de pe parcurs. Arată ca o brangă din aceea de trebuie să dai cu ea ca să spargi un geam din acela foarte, să zicem, bulletproof sau. Și a început să lovească un, să zicem, o cabină în care e prins tatălui, ca să-l scoată de acolo. Și cineva l-a întrebat, el sau, de fapt, o voce, zise că l-a întrebat, dar tu l-ai întrebat dacă vrea să iasă de acolo? Și s-a oprit. Că nu s-a dimineața asta. Și îl vedem pe tată cum dizolvă stratul acesta cu mâna. Deci iese singur. Nu trebuie să pună Sorin forță în îl scoate de acolo. Energie, forță. Și văd venind, întorcându-se, venind spre noi, mă rog, spre soție. Întreabă-l pe Sorin dacă este cel care a fost tată în viața curentă. Da, confirmă. L-a identificat. Există o legătură între tatălui și soția lui. Și jurământul, primul jurământ de tăcere de la care a pornit totul, adică au mai fost și altele sau sub altă formă, ulterior, a pornit de la o situație în care este și tatălui implicat. A fost, este. Și trebuie să-și amintească care Bun. ce a fost în concret. Mă las să vorbesc cu el. Cu Conectează-te Sorin. cu Sorin. Conectează-te. Sorin. Da, nu. Bun. Ce ți amintești despre acea situație unde a început totul. Că ei doi au avut o relație defectuoasă,
sănătoasă, toxică, într-o viață. Și că eu am intervenit ca să o scot de acolo, să o salvez. Și m-am bagat între ei în relația lor. Pentru că eu o cunoșteam pe ea și în fizic și normal și o recunoșteam ca suflet și am simțit, am gândit, am considerat că este nedrept ce îi se întâmplă și atunci am ținut cu dinți să o salvez, să o scot din acea situație, din acea relație. Ok, tu ai Trebuie să întrebat-o control. pe ea dacă ea vrea să fie salvată din acea relație? Nu cred că nu. Intuiesc acolo nu. Eu aveam nevoie de ea în sensul de ea conectată la ea însăși și în relația aceea ea era deconectată de la ea însăși. Deci până la urmă tot a fost ceva egoist, a fost ceva tot pentru a ne am împlini o nevoie a mea interioară, sufletească. Deci să ea să fie conectată la ea însăși, poate să mă și apoi să mă recunoască și să ne reunim, să ne reîntâlnim. Complet, plenar. Ce este această emoție pe care o resimți acum? E un amalgam de frică, vinovăție, tristețe, ușoară furie față de tatăl meu, dar din contextul acela de atunci, deci nu față de el din viața aceasta a mea, a noastră. Dar și o judecată și critică, autocritică, de ce am făcut asta, de ce... Adică par un egoist, trebuia să... sau un... N-am dat dovadă de înțelepciune, nerespectându-i alegerea de a face acea experiență în care trebuia să iasă singură din, să învețe, să aibă acea experiență și de victimă și de, și să iasă singură din situații, din relații. Apoi că parțial, dar destul de mult m-am deconectat eu de la mine însă ca să o, ca să preiau diverse energii și contexte energetice din create de ei doi. Deci, practic, m-am băgat peste amândoi. Parțial am încărcat liberul lor arbitru. Bun. Acum, hai să mergem în acea experiență. Să-mi descrii în plan fizic cum este această experiență. Unde o plasezi pe linia timpului? O mie 274. Unde? Ca și zonă?
Argentina, bine. Și... Eu sunt, din punct de vedere social, să spun așa, și cu o treaptă mai jos decât ea. Lucrez în casa în care locuiește ea pentru omul cu care, bă, bărbatul ei, care e căsătorită. Deci eu practic lucrez pentru el mai mult, că e casa lui și tot. Din punctul lui de vedere, tot ce e acolo, obiect sau persoană, îi aparține. Obiect sau persoană. Da. Și cum a cumpărat-o. Ea. Mă îndrăgostesc de ea. Ce vârstă ai? 21. Și ea? E puțin mai tânără, 18. El e mai în vârstă, în jur de 40-41 de ani. Și ea îmi dă semne că simte ceva pentru mine. Deci e clar o chimie, o conexiune între noi. Dar bineînțeles că ne este frică să verbalizăm asta și să ne aprobiem în fizic, pentru că probabil că am fi omorâți amândoi. Dar o văd, știu, observ, adică sunt aproape zilnic în jurul lor și observ cum se comportă el cu ea, cum ea suferă și înghite toate, mă rog, nedreptățile sau superioritatea sau tot ce îi provoacă el. Și simt această neputință, dar și dorință arzătoare de a o scoate de acolo, de a fugi, de a împreună, de a fi o modalitate să ne facem nevăzuți, să Pare. Pare. Există o femeie care ne poate ajuta în sensul ăsta. Și este ca un facilitator și martor. Cum sunt la toate ce martorii la... Există în fiecare ceremonie în viață, adică la botez, la căsătorie, la botez sunt nașii, la căsătorie sunt martorii, la mormântare sunt, nu știu, toată lumea sau preotul sau așa. Deci, acea femeie pentru noi e acest facilitator și martor și cea care ne leagă cumva. Atât timp cât există un martor la un context, la o înjurământ, la un pact, la un secret, acel jurământ context trebuie să se dezlege în prezența acelui martor sau martor, dacă sunt mai mulți. Și încerc să-mi dau seama cine este această femeie în viața curentă.
este fica ei. Și acolo e ceva, nu că n-am fi în context potrivit pentru așa ceva, e ceva de domeniul SF-ului, în sensul că ne îi dă ei să bea ceva care să se inducă o comă sau imagine comă profundă, cât să se creadă că a murit. Dar ea își va reveni după câteva ore. Multe. Ore. Iar eu trebuie să mă ocup de partea asta în momentul în care, nu știu, e în camera aceea în care e spălat, îmbălsămată, cum se procedează la mormântare. Ea o să fie acolo și o să mă ne ajute, mă ajute să nu înțeleg, că nu pot să realizez cum scăpăm, cum că nu dispare corpul normal, dar nu o să fie înmormântată, adică nu. Se închide fără alți martori acel coșciug sau ceva așa mai fascos, pe care ea va fi scoasă de această femeie de acolo și iese prin niște tuneluri. Femeia asta este foarte, cunoaște foarte bine și fizic și energetic locul respectiv, cetatea aceea. Deci, practic, fizic o să o scoată de acolo. Și nu o să se știe că în coșugul ăla n-a fost, că a fost gol. Sau, mă rog, umplut cu altceva, dar nu cu nimeni. Și pactul ăsta de tăcere e asta e. S-a acoperit moartei, falsa moarte. Dar la câteva luni plec și eu de acolo, astfel încât să nu dăm de bănuit. Și mai rămân o perioadă. Doar că energetic eu o să plec cu toate lucrurile nerezolvate dintre ei doi. Cu energie cumva și de la el și din relații. Iar noi când ne vom reîntâlni și avem relație și începem relație, propriu-zis, în fizic, vom avea pe umeri, în corp, în câmp, energia lui bărbat. Respectiv tatăl din viața curentă mea. Cam asta înțeleg până acum, bun. Cum se desfășoară această experiență pentru voi? Ne mor copiii. Nu, ori avorturi spontane, ori mor la naștere, ori la câteva zile. Nu.
Nu reușesc să trăiesc. Câți copii? 4. La câteva luni după ce moare și al patrulea, pe care l-a născut, dar nu a rezistat decât 6 zile. Moare și... Ea, într-un fel, a fugit de... Într-un fel, pentru că noi știm că sufletele de la un nivel mai înalt nu fug, dar părțile acestea atașate de suferință, de frică umană și terestră, cumva, din experiențele de pe Terra, partea asta a fugit. I-a fost frică de ce s-ar întâmpla dacă era ar afla. Adică a rămas prinsă în povestea și energia de acolo. Dacă vreodată ar afla el că ea de fapt trăiește, ce s-ar întâmpla, cum ar pedepsi-o și pe ea și pe mine. Dacă el ar afla că noi suntem împreună, că noi ne iubim. Și asta s-a reluat, s-a transmis, s-a transpus în mai multe vieți. Pentru că de ce ți-e frică, nu scap niciodată. Pentru că frica trebuie înfruntată. Care a fost cauza morții ei? Și acele sarcini pierdute, copii pierduți și această frică de a fi găsită într-un final. S-a oprit inima. N-am mai putut să respir. S-a oprit inima. Nu am mai putut să respir. Cum s-a desfășurat viața ta ulterior? Am înnebunit apropiu. Deci s-a întâmplat ceva la mine psihic, creierul. Mă văd la propriu rătăcind păduri, orașe, vagabond. Nu mai eram în toate facultățile mentale. Cum părăsești corpul fizic? Sunt bătut și deci mor în bătaie. Am chiloza, practic, de loviturile unor bărbați și aveam la mine într-o... Era un mic diamant, ceva, o piatră prețioasă și pentru asta s-au asigurat că și moștii, că nu... ei nu știau, nu înțelegeau, că eu oricum nu i-aș fi recunoscut, nu... Nu eram un pericol pentru ei. Și... Nu știu cum ies. Bine să spun împrăștiat, fragmentat, prin mai multe
porci prin genunchi și prin coate și prin gât și aici prin spate, prin ceafă. Mai multe fragmente. Percep câte? 6. Bun. Momentul să nu mă simt fragmentat. Cum au fost următoarele experiențe până în viața curentă? Ce percepi? Că am protejat-o pe ea, că am menținut secretul, păstra secretul din frică și pentru ea și, de fapt, pentru mine, pentru amândoi, de a fi despărțiți, de a fi descoperiți de acest suflet, tatăl meu. Și prin asta să avem de suferit și eu și ea. Cum au fost experiențele în plan fizic? Ce ați experimentat? Și cum făceam compromisuri de tot felul, că pe o parte eram foarte apropiată de ea și beam și... Dar pe de altă parte mă lăsam foarte mult pe mine la o parte până la epuizare sau până în momente, în puncte critice, limită, doar ca să o acopăr pe ea, doar ca să aibă ea energie, doar ca să ne întâlnim. Adică dacă trebuia să trec printr-un moment limită sau să risc ceva aparent ca să ne întâlnim, ca și cum n-ar fi fost altă soluție, altă cale, atunci treceam prin acel foc, ce era, prin acel test, acel context. Bun. Acum hai să vedem unde a început de fapt această situație, înainte ca tu să alegi acea viață în care o salvezi pe ea de soțul ei. Ce ați experimentat înainte? Ce anume te-a determinat să alegi acea viață cu acel plan de viață? Este o experiență pe Marte, în mine, a noastră împreună. În care parcă respirăm împreună prin aceeași plămâni. Ca și cum împărțim un singur corp, locuim într-un corp împreună și respirăm, împărțim respirația. Plămânii îi folosim amândoi. Iar în momentul în care ne despărțim și avem experiența asta individuală pe Terra, atunci de-aia ne căutăm ca să putem să respirăm plenar, total. Și cum nu putem să... Orice am face, nu vom respira niciodată total. Dacă suntem despărțiți. Și este nevoia aceea sau dorința, nevoia din interior de a respira normal, normal, normal cum o făceam, cum s-a impregnat în gen, probabil.
amintire noastră de acolo, de pe moarte. Și atunci situațiile acestea de pe Terra apar ca, cum să spun, ceva de netrecut, ceva foarte grav. Și trebuie să găsite soluții care să le adaptăm la ce se întâmplă aici, pe Terra, ca să dăm la o parte pe oricine stă sau e un pericol pentru noi, să ne despartă. Care sunt consecințele acestei situații, în experiențele voastre pe Terra? Să luăm alte experiențe în afara celor amprentate energetic și informațional cu acest pact, acest jurământ pe care voi l-aveți. Experiențele din afara acestui pact, care sunt consecințele situației în care erați împreună în afara Terei și experiențele în experiențele voastre pe Tera. Nu avem integrat acest concept de a trăi doar prin sine, de a fi complet în sine. Ne căutăm mereu jumătatea, cineva care să ne completeze, și cum noi acolo eram, cum ne completam, e ideea aceasta. Eu nu am altă pereche pe pământ, adică nu există alt suflet care se întrupează pe această planetă care să mă poată completa pe mine, doar ea. Și cred că este într-un fel reciprocă programul, adică și ea l-are acolo inconștient. Și atunci am încercat, cred, asta intuiesc eu, și eu și ea, să ne facem planuri sau să punem în aplicare, în fizic, planuri în care orice ar fi, oricât ar costa, orice ar însemna, să ne întâlnim fizic, să ne intersectăm și de-apoi din acea intersecție să continuăm împreună, să mergem împreună până la sfârșitul vieții. Că se întâmpla în primele zile, că se întâmpla primii ani sau mai spre sfârșitul vieții, nu conta. Să ne întâlnim neapărat. Programul ăsta de exclusivitate. Că nicio lege, nu există viață. O viață nu o să fie niciodată completă dacă nu ne întâlnim. Okay. Lasă-mă cu Andreea ca să privesc și din altă unghi. Ok? Da. Andreea, te conectează-te. Tu cum accesezi informația acolo unde ei erau împreună în acel spațiu? Unde plasezi acel câmp? Pe Marte. Chiar pe Marte. Ok, și atunci? Dar este acele corpuri, hibrid, okay. Sunt niște experimente, sunt ceva, cum să spun, natural.
Ei sunt într-un experiment. E ceva artificial, în sensul, e ceva făcut ca un laborator. Bun, vreau să verific dacă este o, dacă sunt extensii ale aceluiași suflet. Dar tu vezi ceva artificial aici, un laborator. Bun. Nu știu încă, înțeleg ce spui tu, dar nu știu dacă e cazul la ei. Dar ei au oricum o legătură puternică și din alte lumi, din alte experiențe, și pe baza acelei legături puternice au fost cooptați într-un proiect, într-un experiment în care se împartă același corp. Este un corp umanoid, dar are funcțiile în corpului, deci cum respirau ei acolo, e foarte asemănător sau aproape identic cum respirăm noi în plămâni, cu funcția plămânilor. Unde plasezi eu, ca și timp, dacă reușești să accesezi un timp? Sunt sute de mii de ani, cam Sute de mii. 500 de mii de ani, Ok. aproximativ. Ideea proiectului, experimentului era să se creeze o ființă, un corp, aducerea împreună la un loc între o ființă cu care are energie preponderent masculină și una feminină și să producă acea fuziune în momentul în care sunt în același corp fizic. Deci, ca și cum respirând, gândind prin același creier, având o singură inimă, împărțind singur corp, cele două energii s-ar putea amesteca, ar putea fuziona mai bine decât se produce la noi printr-o relație bărbat-femeie la noi pe Terra. Știi? Adică e ca o forțare, ca o accelerare a unui proces de fuziune masculin feminin yin-yang. Așa înțeleg eu din afară, din ce reușesc să accesez acel proiect umanoid, acel experiment în care au fost ei. Bun. Apoi s-a transmis, transpus în experiențele ambilor. Au fost și vieți în care ei n-au reușit să se întâlnească pentru că n-au reușit. Nu. Programele astea nu au funcționat de trebuie neapărat să ne întâlnim sau putem să respirăm plenar doar dacă suntem împreună. Accesând această experiență, zi. Și e ca și cum în momentul în care au reușit până la urmă să se întâlnească pe Terra și e ca atunci când ai ți se oprește respirația pentru câteva secunde și te resuscitează sau așa și revii. Iar în momentul în care ceva din ambii și-au dat seama că asta pentru că s-au întâlnit ei doi, atunci au adoptat repede programul A, deci trebuie să fim împreună ca să putem să simțim că trăim plenar. Și de atunci s-au legat în felul acesta. Ok, pentru că am deschis acest portal către această experiență, creație.
Vreau să vedem cine este șeful acestui proiect. Da. Spune lui Sorin să invite pe șeful proiectului. Este un om. Ce are legătură cu tatăl lui, în sensul de avatar, îmi vine să îmi vine cuvântul. Un avatar al tatălui de pe Marte. Hai să zicem un alt aspect al tatălui său. Ok. Vreau să vorbesc cu el. Conectează-te. Bună. La cine te referi? La Andreea? Da. Hai, că cedezi. Mai e puțin. Cedezi. Nu prea ai experiență cu Andreea, nu? Nici tu nu cedezi? Dar ce crezi? El o să cedeze? Sorin o să cedeze? Absolut nu. Trebuie să găsesc eu pe cineva aici. O fisură trebuie să găsesc în câmpul ăsta. Nu ești în câmpul potriviție. Nu, no, se fac. Orice câmp poate fi spart. Orice câmp. Orice câmp are fisură, trebuie să o găsesc. Caut-o. Și spune-mi când ai identificat. Mă opresc că pierd prea multă energie. Nu se merită. Nu se merită. Găsesc eu în alt timp, în alt loc. Găsesc eu. În alt timp, în alt loc. Ai muncit atât de mult la proiectul ăsta. Oh, dar în proiectul ăsta nu intrați voi cu picioarele și cu... Tatăl, liniștită. Proiectul ăsta este foarte important. Despre ce este acest proiect? Despre puterea obținută în momentul în care Ying și Yang se întâlnesc și se completează, se armonizează. Și pe teren nu prea se întâmplă asta și atunci folosesc modele de acolo într-o tehnologie mult mai avansată de aici. Dacă voi stați, rămâneți în urmă. Și nu vă folosiți puterea, las că o folosesc eu. Ce faci cu această putere? Creez avatare care să vină să locuiască printre voi. O să vă amestecați, nu o să mai știți. Fără să umană, nu o să mai fie ce a fost. O să se piardă, o să se contopească cu aceste avatare. O altă rasă va locui peste câteva mii de ani pe Terra.
Și eu voi fi conducătorul tuturor. Nu crezi, nu? Crezi că sunteți protejați? Crezi că aveți aliați? Tu crezi în ceea Crezi ce că spui? sunteți mai puternici decât Tu crezi în ceea ce spui? O, da, cred. Din toată ființa mea, cred. Știu că a crede în proiectul tău este cel mai important. Iar eu cred. Ai prevăzut această situație în care ești acum? Nu este prima. Și dacă m-am descurcat în celălalt, să mă descurc și acum. Cum te-ai descurcat în celălalt? Prin ea. Prin ea. Prin slăbiciunea ei. Prin frica ei, prin neîncrederea ei. Femininul este puternic, dar nu pe planeta asta, pe Terra a fost coperit, subminat, controlat și încă mai este și o să mai fie. A tot încercat, au încercat multe suflete să readucă, să elibereze energia feminină, dar nu se reușește suficient. Iar eu între timp cresc destule avatare, nemulțim, se înmulțesc. Cum îți explici că vorbești prin intermediul unei persoane de sex feminin, pe Terra? Ai găsit acea fisură? Cum așa? Încă nu. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă pe Terra? Unii sunt mai protejați decât alții, ce să zic. Are și ea un altul, are un câmp în jurul inimii mai puternic. O să o iau eu pe ea, sau pe tine, sau pe alții, prin alte părți. Găsesc eu. N-am găsit la inimă, găsesc eu. Prima chakra. No, cincea. Trebuie să fie pe undeva cea. Niciodată nu există om întrupat să fie invincibil. Nu există. Am timp. Timpul e prietenul meu. Timpul este prietenul tău. Da. Cum așa? Știu cum să negociez cu el. Știu când să-i dau, cât să-i dau, în ce termeni. Știu când să las de la mine. Și apoi sunt răsplătit. Voi nu știți când să dați și când să luați. Și cât. N-aveți măsură. Eu am o măsură. Bine. De ce l-ai ales? De ce ai ales pe ei? Pentru acest proiect. Pentru că ei mi-au stat în cale și pentru că am vrut să-mi dovedesc și să le dovedesc că pot să-i dobor. Să-i ating acolo unde îi doare cel mai tare. Cu ce ți-au stat în cale?
au vrut să mă îndepărteze de pe pământ. Am vrut să-mi închidă puterea, să submineze puterea. Așa au încercat ei. Eu o să le dovedesc că mentalul e întotdeauna mai puternic decât emoționalul. Că mentalul controlează și această planetă și altele, și acest sistem și altele. Că mintea nu e în corp, că e în minte. Că frica nu e în corp, e în minte. Și cât găsești modalități să induci frică, ai control. Iar eu am avut astfelor. Ai avut. Bine spus. Mulțumesc pentru informații. Andreea, deconectează-te. Complet. Echilibrează-te. Recalibrează-te. Cum a fost? Interesant. Bine. Lasă-mă să vorbesc, Sorin. No. Conectează-te. Sorin. No. Ce ți-a amintit? Că frica de a te pierde și a pierde persoana cea mai dragă este o modalitate pentru astfel de conștiințe de a obține control, monopol peste câmp, peste minte, peste relație. Și că în momentul în care am uitat că eu sunt complet prin mine însămi, și că, da, există suflet, pereche, dar că nu este întotdeauna ușor, facil și indicat chiar să ne întâlnim în această realitate fizică. În acel moment s-a produs fisură în pieptul meu și pe acolo a intrat acest această conștiință câmpului, energiile lui, iar în momentul în care m-am încercat să mă apăr, cât m-am opus mai mult și cu cât cu atât s-a adâncit această fisură, s-a crăpat și mai mult, s-a mărit. Până când a ajuns să aibă destul de multă influență asupra mea și asupra ei, a noastră. Această frică că dacă ne despărțim, atunci chiar nu mai avem nicio șansă de a ne reîntâlni sau de a învinge o astfel de forță. Um,
Cum ați încercat să-l blocați, să-l îndepărtați de Petera? Să îndepărtați de Petera această conștiință? Diferite ritualuri, diferite roși, farmece. Noi încercam să-l scoatem din câmpul nostru sau din calea noastră de a fi împreună și fericiți. Eu, ea, amândoi, împreună. Cu ce aveam la îndemână pe aici. Și astfel de martori, de suflete care aveau putere, aveau capacități în acele timpuri. Îndepărtam, îți dai seama, poate pentru câteva zile, luni, ani, o viață, dar imediat cum intram în alta, revenea în câmpul nostru, pentru că aici scad. Uităm, scad vibrațiile, ne amestecăm cu vibrațiile de frecvență joasă și programele părinților și prin asta nu mai suntem vigilenți sau atenți sau conectați cu noi. Și atunci revenea. Bine. Programul nociv, să spun, sau defectuos este nu pot să am o viață împlinită, împlinitoare decât alături de un partener și nu orice partener. Unul anume, D1. Adică, într-un fel, pui împlinirea vieții tale și viața ta în mâinile altcuiva. Chiar dacă acel suflet trebuie, este o relație specială, dar tot te pui în mâinile cuiva și totuși acel suflet nu este... că creator nu e la cel mai înalt nivel, e și el tot prin suferință și diferite programele de pe aici și iluzii. Și atunci n-ai cum să câștigi niciun joc. Adică nu o să fie un câștigător, o să fie el parțial dintr-un punct de vedere, dar noi doi oricum o să pierdem. Acum, tatăl tău este aici, soția ta este aici, invită cei doi copii și celelalte trei suflete. Da, sunt suflete pierdute în viața aceea la care ne-am conectat, copiii care mureau. În acea viață au fost 4 suflete. Da, copilul nostru și cei 3. Și ea martor, adică de fiica ei, femeia aceea care ne-a ajutat pentru acea viață să ne unim. Bun. Aceste suflete sunt legătura cu acea experiență. Dar tu faci acum transformările, începând de la origine. Dai cordoane. Cordoanele acestea, corzile energetice, sau cum se numesc ele, stringurile, da? Care nu... Stringurile sunt altceva decât acele legături naturale între suflete.
Așa, apoi, ca atunci când ai, ca la cordon umbilical, când l-ai tăiat, trebuie să-l, nu știu cum se numește, dacă să se Ok. cicatrizeze, nu știu, fac ceva energetic în sensul ăsta, să nu mai pierd energie și să nici nu mai intre de la niciunul din ei sau de la entitatea respectivă în câmpul meu. Fac așa, ca o închidere, știi, la fiecare. Simt că asta trebuie să fac și atât. Bun. Ce se transformă? Ce se schimbă? Simt o energie care urcă din prima chakră în celelalte și se învârtoate, se deblochează. E ca o explozie de lumină deasupra capului meu. Simt căldură în tot corpul. Văd acea gelatină dizolvându-se și doar rămâne cam mai rămâne nică, e ca și cum e aer și atât numai. Deci se dizolvă acea energie. Era multă frică acolo, care nu permitea să mă conectez cu mine, însă cu planeta, cu... Nu știu, îi privesc pe fiecare în parte. Băiatul meu, fata noastră, până la urmă, da, să zic că până într-un punct a fost amândurora, nu contează că nu sunt tată biologic, pe ea, pe soție, pe tatăl meu aspectul din viața, ultima lui viață, să zic așa, îl văd deci cum ar fi înfășurat în niște pânze. Deci încă nu-i văd chipul lui, al lui, nu a avatarul acela. Acele suflete văd că nu mai au legătura între ei, adică nu mai sunt legați cei trei, nu mai sunt legați unii de alții. Acestea sunt transformările din mine și din jurul meu. Cum te simți? Liber și eliberat. Independent. Fără datorii false. Mă rog, false. În sensul... Da, fără datorii din acestea care nu fac făceau nici mie, nici celorlalți bine, să le mențin. Și o confirmare că singura datorie pe care o am este față de sufletul meu de a respecta planul sufletului meu. De a nu pune planul meu, deja nu mă pune pe mine însă niciodată pe locul meu. Pentru că asta înseamnă că mă calc eu singur. Pe orice nu.
ca pe inimă. Uneori o făceam mai... Eram mai violent într-un fel față de mine, însă alte ori mai blând, mai indirect, mai subtil, dar întotdeauna când ne punem pe locul doi, ne asuprim sinele. Asta... Nu știu, mă simt bine, mă simt cu mine. Mă simt cu mine. Cum percep relația cu tatăl tău? Îl întreb dacă vrea să îl ajut să-și desfășoare acele valuri. Îl întreb. Ok. Vrea. Îmi cere ajutor. Îl ajut să le desfășoare. Este foarte rănit. Spune, intră în contact cu propria durere. Spune ce-l doare, unde-l doare. Plânge, își dă voie să plâng. Respiră. Se respiră. La început mai sacat, dar așa mai... greu, dar îl ajut cu lumină. Îl asigur de iertarea mea, că îl iert. Și el tot zice ce bine că l-ai tăiat corsile alea, ce bine că l-ai tăiat până la urmă. Ce bine ne-ai făcut. Tuturor, ce bine ți-ai făcut. Și se vindecă așa. Bineînțeles că nu eu pot și să-i anulez avatarul acela, el va trebui să o facă. E alegerea lui, e lecția lui. De asta se va ocupa el. Dar dând valurile acelea și tăind singurul astea, i-am facilitat și lui asta să regăsească curajul și conștiința de sine și în ce situație se află și ce își face sie și altora. Și o să rezolveam încredere. Pentru că avem acest context, spune-mi, cum percepi tu acele cordoane, stringuri? Prin atașamente să formez. Atașamente. Prin frică și suferință și de a nu fi cu cei dragi, cu sufletele dragi, de a fi împiedicați, de a fi opriți, de a fi amânați, de a fi amăgiți, de a fi păcăliți. Și toate emoțiile și programele create în jurul acestor contexte dau o energie specifică care întăresc acele stringuri dintre noi. Deci nu sunt cele naturale, sunt unele create și... cu cât stăm mai mult în aceste iluzii, în aceste frici, în aceste programe, că nu putem fără celălalt, că dacă îi dăm drumul persoanei iubite, că e soție, că e tată, mamă, copil, prieten, că nu-l salvăm,
Numai noi putem să-l salvăm. Nu înțelege nimeni, nu știe nimeni, nu vrea nimeni și cumva stăm în tensiunea asta și ne-am simțit vinovați dacă i-am dat drumul. La până la urmă, cum se spune, dovada cea mai mare de iubire este să acord celuilalt libertatea să fie pe picioarele lui, pe mintea lui, pe inima lui, să se pună, să revină în contact cu sine, chiar dacă pare riscant, știi, în afară sau la prima vedere sau după ce e în fizic. Dar trebuie să avem noi curaj că persoana pe care o iubim cel mai mult sau de care ne simțim cel mai apropiat va găsi o modalitate să se ajute, să se salveze cumva între ghilimele. Și că nu vom fi despărțiți, că două suflete care sunt menite să fie împreună, care evoluează împreună, n-are ce să îl despartă un om. Asta zic, atașamentele și fricile sunt creează aceste stringuri. Asta vreau să explicăm, că nu sunt legăturile naturale între suflete. Da, dar nu pe acelea le tăiem, alea nu se taie. Bun, cum percep relația cu soția ta? Eu simt că mi-am luat o piatră de pe inimă. Și că va fi și ea în curând pregătită să conștientizeze și să lucreze cu ea. La fricile ei, la neîncrederea ei, la diferite aspecte. Pentru care chiar nu. Adică așa simt că nu mă judec, știi? Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Transmiteți acum informațiile voastre, conștientizările, în subconștientul colectiv, transmite-le pe arborele tău genealogic, în urmă și înainte. Mi apare imaginea aceea în care rădăcinile copacilor se întâlnesc, știi? Oricât de adânc ar fi. Ei au o rețeaua. Da, se unesc, bineînțeles că, uite, noi oamenii, prin ce facem naturii și atâtea defrișări și masive și abuzul acesta pe care este un atac major asupra lor, dar ei găsesc întotdeauna o cale să se reunească, să se întărească, încă ne mai fac față. Și cred că vor reuși până la urmă, adică nu cred că putem să rupem aceste legături între. Zic că sunt suflete ca și noi, doar că la alt nivel, în altă formă. Și așa transmitem și noi, adică și acele suflete, cele trei care nu sunt încarnate, scuze, transmit în lumile și la nivelele care sunt ei, eu, soția mea. Cumva transmitem de pe ram pe ram, de pe linie pe linie. Și da, până la urmă o să ne întâlnim. Toate informațiile astea o să se unifice și energiile și totuși o să creeze un tot unitar.
Da. Bun. Spune-mi de unde provenea acea manipulare a timpului. De la acest avatar. Tatălui meu, această partea lui, să spun. Care era scopul? Noi, în această realitate, trebuie să menținem niște repere și să fim împământați, să avem noțiunea, să ținem o noțiune a timpului, să nu intrăm într-un haos, într-o deznădejde, în... avem o lege a clarității care ne folosește. Și el încerca să mă deconecteze de la această claritate, de la această energie și din fericire nu i-a reușit. Ce s-a întâmplat atunci când m-ai sunat pe Skype, m-ai atins nimic și telefonul tău era blocat și nu puteai să închizi apelul? Ce văd e că e ceva din partea mea, că, nu știu, ceva subtil din partea, nu inconștientului, sau parte subliminală, e ca și cum s-a făcut o intersecție, nu știu în ce erați voi, ce câmp erați, și câmpul meu cumva s-a intersectat cu al vostru în care lucrați. Așa percep, așa primesc. Ok. Bun. Spunem dacă mai sunt conștientizări în relațiile cu aceste suflete sau îți poți lua la revedere acum? Da, îmi pot lua la revedere. Bine. Spunem când au plecat. Au plecat, dar e o prezență feminină, să zic așa, și e mamă. E ceva feminin. Lasă-mă cu Andreea. Ok? Da. Andreea, deconectează-te. Ce percepi? E o energie, o prezență în stânga lui, cam 2 metri, care se mișcă numai așa. Deci nu vine în față, nu vine pe partea dreaptă. Okay. E ca o luminiță, așa. Așa o percep, o văd. Percepe ADN? Nu, nu. Ce nivel vibrațional percepi? 6-7 mii. Dar e în același timp foarte stil, diafan, așa, delicat. Ok. La cât vibrează Sorin acum? 3500. Mhm. Bun. El tot zice că e așa, percepe că e mama lui, energia ei. Energia mamei. Așa o percepe el. Deci o percepe ca pe o energie maternă. E, da, exact. Mai degrabă. Conectează-te cu această energie. Ok? Și lasă-mă să vorbesc. Bună. Bună. Eu sunt Ana. Tu cine ești? Eu sunt mama. Tu ești mama.
Care este relația ta cu Sorin? Cum o descrii? Sunt un fractal. Sunt energia maternă. Sunt parte din conștiința universală de ocrotire, de protecție, de iubire, de afecțiune, de încredere. Sunt un fractal extins. Sunt chemată și atunci vin. Când se deschide inima, atunci pot să ofer. Pot să deblochez, pot să curăț, pot să încălzesc. Asta și fac. Cât ai nevoie, cât permiți. Este dreptul lui divin să primească asta. Vin, stau, încălzesc, luminez. Ofer și plec. Cu toții aveți nevoie de o mamă. Dacă nu reușiți să mențineți o relație deschisă, armonioasă cu cea pământeană, reușiți la un moment dat, prin încredere și conectare cu voi, să vă conectați cu mama. Cu energia mamei. Cosmic. E natural. E firesc. Nu trebuie să faceți nimic decât să vă conectați la voi. Și știți ce trăiți, știți ce experimentați, știți ce simțiți. Nu o să vă învețe nimeni, nu o să vă explice nimeni că asta se simte, se trăiește, nu se învață. Asta sunt eu. Bine. Mulțumesc pentru informații. Andreea, deconectează-te. Da, a venit, a oferit, a plecat. Pe Sorin îl văd centrat. Așa îl văd și asta mi-e să spun. Cum este câmpul din jurul inimii? Puternic și luminos, luminat. Spune-mi dacă mai vezi constructe energetice de orice tip. Nu mai există banda aceea în jurul ochilor, capului. Știu că era un săculeț la nivel genital și nu mai este. A zis el de gelatina aceea de la picioare. În rest nu mai observ ceva străin. Mm.
Face niște sfere, cum mai avea, nu știu, un bol cu mare, cu cocă și faci diverse, deci împarți ca să faci ce faci. Așa el și din energia pe care a primit-o, aceea feminină și protectoare și de compasiune și de iubire, cumva să-și facă pentru el, pentru familie, pentru oameni, în momentul în care să pregătească pentru el și pentru alții. Ce are fiecare nevoie. Știi cum aveau alchimiștii, cămara lor cu fiole, cu poțiuni, cu de toate. El are acum o cămară, să zic, plină cu astfel de sfere energetice și poate folosi energiile respective să transceadă, să transforme pe măsură ce viața se întâmplă. Și el trece prin viață și trăiește cu ce intră în contact, la fel și cu energiile, spațiile cu la care se conectează când nu este într-o stare, să zicem, beta. Că doarme, că e într-o reverie, că intră într-o ușoară transă, că face o meditație. Există sfera asta pentru meditația respectivă, există aceea pentru relația asta, pentru lucru practic de aici, din fizic. Deci, adaptare la diferite energii. Bun. Cum apare ADN-ul la nivel eteric în acest aspect? Cum? Uman. Are un mesaj pentru partea lui conștientă. Da, apropo de uman, că înveți să fii om până în ultima zi, până la ultima suflare. Adică nu există un om care pe la 60-80 de ani să fi citit, ok, a făcut nu știu câte practici, a citit nu știu câte lucruri, este un om spiritual în conceptul nostru și să zică gata, le-am văzut pe toate, le înțeleg pe toate și știu ce înseamnă să fiu om. Chiar și până la ultima suflare, tot mai înveți ceva și chiar și de fapt asta este frumusețea, că viața e surprinzătoare. E și ciclică, e și repetitivă, dar întotdeauna vor fi niște sparcuri, niște scântei de care te vor surprinde, te vor altceva. Nu. E pregătit să închem această sesiune? Da. Îi mulțumim și ne luăm la revedere. Da. Deconectează-te acum de informațiile din sesiune, eliberează-te de eventuale reziduri energetice. Recalibrează-te energetic. Număr de la 1 la 3 și tu te întorci în timpul prezent. 1. Îți simți corpul din ce în ce mai ușor, îți simți corpul liber și ușor, te simți bine. Și simți energia cum curge prin corpul tău. 2. Îți echilibrezi frecvențele la valoarea ideală pentru tine. Simți cum corpul tău se încarcă cu forță și energie, te simți bine, liberă, energică și puternică. 3. Ești prezentă aici și acum. Sorin, poți activa microfonul? Gata. Cum te simți? Foarte bine. Ai simțit ceva pe parcursul sesiunii? Am simțit că s-a răspuns la foarte multe întrebări. Chiar
chiar și la întrebările puse în sesiunea trecută. Adică a fost mai mult decât mă așteptam. Probabil o să scriu un mail cu un feedback, că trebuie să diger puțin. Au venit foarte multe informații pe care chiar vreau să le dau înapoi. Exact. Vrei să publici sesiunea? Da, o să o publicăm. Sigur. O să îi transmis tu Monicăi să facă transcriptul. Deja așteaptă filmarea. Dacă o să avem transcript, o să o publicăm mai repede. Okay. Știi că îți recomand să te uiți de câteva ori la sesiune. Sigur. Așteptăm feedback-ul tău. Mulțumim pentru oportunitatea de a fi alături de voi, de a facilita acest proces de conștientizare, de transformare. Mulțumesc. Ne luăm aici la revedere. Spune. Și eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, că faceți foarte bine. Mulțumim. Mulțumim și noi. Ne luăm aici la revedere, dar o să vă rog să mai rămâneți online. La revedere. La revedere. La revedere și o zi frumoasă.